Se consideră matricele I3, care e matricea unitate, da? Se vede 1 pe diagonală și 0 ore, și matricea X mare egal cu 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Asta se cheamă matrice triunghiulară, adică subdiagonală, sau putem de supra, eventual, să avem peste tot 0. Se notează cu X la N, X ori X ori X de N ori. A mic. Să se calculeze X pătrat. Păi, facem pasta la pătrat. Adică o mulțim cu ea însăși, da? Ia. 1 și cu 0 și cu 0, 1. 1 și cu 1, 2 și cu 0, 2. 1 și cu 1 și cu 1, 3. 0 și cu 0 și cu 0, 0. 1, 2. 0, 0, 1. Asta este x pătrat. B. Să se calculeze inversa maticei x. Pe inversa maticei x o facem standard, n-am ce să-i fac cu asta. Deci, facem întâi determinantul lui x, pentru că știm că o matrice este inversabilă dacă și numai dacă are determinantul diferit de 0. Facem regula lui Sarrus, copiem primele două linii, facem diagonala principală și avem și paralele 1 cu 0 și cu 0, nimic. Așa, minus 0, 0, 0, egal cu 1 diferit de 0, deci există x la minus 1. Cum se face inversa? Păi, odată se calculează x transpus, adică prima linie devine prima coloană, a doua linie devine a doua coloană, a treia linie devine a treia coloană. Și facem reciproca. Reciproca, în primul rând, trebuie să avem grijă de semne. Avem pe diagonala principală plus, de ce? Că e minus 1 la i plus j, la i plus i, care e minus 1 la 2i, deci 1. Și pe urmă, lângă un plus e un minus, lângă un minus e un plus. Uite, puneți semnele întâi, da? Așa. Și acum facem complemente, facem minori. Ce înseamnă minori? Că tai linia și coloana elementului de, respectiv și calculezi determinantul care rămâne. Ia uitați, 1 minus 0, 1. Bun. La, pardon. Hey. 1. La următorul, tai linia, tai coloana, 1 minus 0, 1. Tai linia, tai coloana, 1 minus 1, 0. Oh, pardon. 0. Așa a fost bine, da? Pe urmă, tai linia, tai coloana, determinant cu linia de 0, 0. Tai linia, tai coloana, ia uitați, 1 minus 0, 1. Tai linia, tai coloana, 1 minus 0, 1. Tai linia, tai coloana, am linie de 0, 0. Tai linia, tai coloana, coloana de 0, 0. Tai linia, tai coloana, 1 minus 0, 1. Da? Asta este reciproc. De unde x la minus 1 este 1 pe determinantul lui x ori reciproc. Adică se împart toate astea la determinant, adică la 1. Deci x la minus 1 egal cu 1 minus 1, 0, 0, 1, minus 1, 0, 0, 1. Și asta este x la minus 1. C-ul. Să-ți determine numărul real R, astfel încât x la a treia să fie egal cu cine? Cu 3x pătrat plus rx plus i 3. Da? Atât. Aha. Păi, pot, atenție, aici se poate face în două feluri. Eu dacă vreau, îl calculez și pe x la a treia, că l-am făcut pe x pătrat și le înlocuiesc aici, da? Deci metoda 1, dacă vreți. Calculați x la a treia și înlocuiți, și înlocuiți, da? Și scot pe R de acolo. Sau, a doua metodă, mai deșteaptă că am calculat deja la punctul B. Ia uitați, hai să mulțesc cu x, pardon, să mulțesc cu x la minus 1 pe asta. De ce? Pentru că ia uitați ce devine. Ia vine așa, x pătrat egal cu 3x plus r ori x ori x la minus 1 face matricea unitate plus x la minus 1. Păi și acum, pe x pătrat îl am la punctul A, l-am calculat, pe x la minus 1 îl am de la punctul B și s-a terminat. Deci, ce am? R ori i3 egal cu x pătrat, adică 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1, da? Ăsta de aici.
Cine era x pătrat? Minus 3x. Minus, ce înseamnă 3x? 3 ori asta, da? 3, 3, 3. Ce mai aveam? 0, 3, 3. 0, 0, 3. Da? Și e minus x la minus 1. Da? Minus x la minus 1. Care l-am văzut ăsta deja? 1 minus 1, 0. 0, 1 minus 1, 0, 0, 1. Hai să vedem cât face. Ia, este. 1 minus 3 minus 2 minus 1 face minus 3. 2 minus 3 face minus 1 plus 1, 0. 3 minus 3 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 1 minus 3 minus 2 minus 1 minus 3. 2 minus 3 minus 1 plus 1, 0. 0, 0, 1 minus 3 minus 2 minus 1 minus 3. Deci observați, ăsta este minus 3 ori matricea unitate. Deci ce mi-a zis? Să-l determin pe R încât R ori 3 egal cu minus 3 ori 3. Deci rezultă, pot să scriu așa, R plus 3 ori 3 este egal cu 0. Cum I3 este diferit de matricea nulă, asta înseamnă că R egal cu minus 3. Aparține lui R? Da. Și cu asta am terminat problema. Observați, mai simplu decât să pierd timpul cu X la 3.